Găsite, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut astăzi că până la 1 septembrie ar trebui să existe această ordonanță dată, adoptată de guvern, care să reglementeze piața energiei atât pentru anul acesta când energia este vândută, dar și pentru anul viitor. Menționa Marcel Ciolacu faptul că este nemulțumit de faptul că în momentul de față producătorii de energie sunt supraimpozitați, însă la un preț mediu, și spunea că cei care au făcut acea ordonanță ar trebui să răspundă pentru acest fapt. Urmează însă să se stabilească cu ce variante se va merge mai departe. Socialdemocrații au propus ca în primă fază să fie supraimpozitați cel puțin anul acesta, până la 1 ianuarie sau până în martie anul viitor, să fie supraimpozitați producătorii de energie, dar și furnizorii la un preț întreg, nu la prețul mediu, așa cum se întâmplă în acest moment, iar de anul viitor să se renunțe la compensare și să se meargă pe varianta unei plafonări, plafonare pe întreg lanț. Așadar, sunt variante care în momentul de față urmează să fie discutate în Comitetul Interministerial și apoi în coaliție, ca mai apoi în ședința de coaliție și de guvern de săptămâna aceasta sau cel târziu de săptămâna viitoare să fie aprobată și ordonanța de urgență. În opinia mea, în acest moment, domnul ministru Virgil Popescu are o responsabilitate ca până la 1 septembrie să vină cu un act normativ care să reglementeze. Sunt șanse reale că se întâmplă acest lucru? Perioada în care energia este deja vândută și perioada următoare unde energia nu este vândută, și cred că este cazul să venim cu o perspectivă până în anul 2025. Până la 1 septembrie să se vină cu un alt act normativ. Această compensare și această ordonanță, și v-am zis, doar o scăpare din ea cu acel preț mediu, cum se calculează și au pus când erau prețurile 135 și normal că nu au mai ajuns la 450, nu cred că mai este de actualitate, ținând cont de impactul deja solicitat de către Ministerul Energiei, respectiv 31 de miliarde, lucru care este imposibil pentru bugetul României.